Dar sperăm împreună din nou și așa cum v-am promis, subiecte interesante cu invitați care ne pot lămuri asupra unor lucruri și, sigur, lucruri de interes public, pentru că cu toții dorim să trăim într-un oraș frumos și, bineînțeles, să știm și banii noștri, banii publici, unde se duc alături de noi. Astăzi este Elena Murg, vicepreședinte PNL Municipiu Satu Mare. Bine ai revenit, Elena! Bine v-am regăsit, Victor! A fost virală oarecum postarea ta, pe care au văzut-o prietenii noștri cu siguranță, dacă nu o pot urmări, și anume starea degradată total a unor terenuri de sport. Acum aici o să facem o paranteză. Au fost făcute niște terenuri de sport încă de pe mandatul primarului Coica, când s-a făcut, sigur că da, și o, un soi de amenajare a malurilor uh, someșului. Uh, din păcate, acum nu știu dacă neîntreținerea acestor terenuri de sport vine pe chestia, bă, le-a făcut altcineva, nu ne mai interesează de ele. Totuși au fost făcute pe bani publici și au fost făcute pentru noi, pentru Sătmareni. Exact cum a fost uh, făcut uh, și loc de promenadă și o parte a digului în partea de micro 16, tot pe acel mandat, care n-a mai fost întreținut, n-a mai fost absolut deloc băgat în seamă și sigur că s-a degradat. În schimb, am primit niște machete cu malurile someșului, foarte frumoase acele machete, e greu că acolo cu niște dealuri pe fundal machetele alea, cred că scopii paste de undeva și probabil e foarte greu de făcut acele dealuri din fundal, că în rest avem uh, machete frumoase cu marurile someșului. Dar revenim la terenurile de sport, terenul de sport de care pot beneficia sigur și ar trebui să beneficieze în primul rând copiii noștri, pentru că cu siguranță am trecut despre perioada în care ca și copii ne jucam în parcări printre mașini și așa mai departe, uh, au uh, posibilitatea sau ar trebui să să aibă posibilitatea să beneficieze de aceste terenuri. Ai fost acolo, ai filmat, da. Elena? Am fost acolo, am fost în cartierul Micro-17, sincer, imaginea este dezamăgitoare. Am văzut că este mizerie și bălăriile de, depășesc un metru, dar nu m-am așteptat că e chiar așa o mizerie acolo. Sunt, eu am spus că este un teren de sport abandonat de către primărie, dar, într-adevăr, acolo vom regăsi un teren de sport, de basket, unul de tenis și unul de fotbal. Uh, din punctul meu de vedere, terenurile respective ar putea foarte frumos să fie amenajate dacă s-ar ocupa cineva de asta. Problema este că, din ce am văzut acolo, uh, e un dezastru. Nu se ocupă nimeni de întreținerea lor, uh, nu este curățat terenul respectiv. Eu așa știu că este sau a fost cel puțin și de multă vreme este în stare aceasta terenul de sport respectiv și a fost, este în administrarea Consiliului Local Satu Mare. Este dezolantă imaginea. Am văzut că a existat la un moment dat și o mică construcție care era prevăzută ca și vestiar și respectiv toaletă, probabil ca să poată să se schimbe copiii sau chiar și adulții care ar frecventa terenul de sport respectiv. În momentul de față este un dezastru acolo, impracticabil. Da, și nu e singurul caz, pentru că mai sunt terenuri de sport făcute prin cartiere care nu au mai fost îngrijite. Sigur că, dar orice teren de sport are nevoie de o minimă îngrijire, nu? Adică să fie cineva. Sigur, de multe ori și cetățenii sunt oarecum neglijenți și au transformat multe terenuri sau locuri de joacă în Așa altceva. Este. Nu putem... Dar de-aia avem poliție locală. Corect. Bun. Nu putem acum într-adevăr să educăm noi oamenii și să le spunem cum să se comporte în societate nu, dar Eu nu a... contest că probabil că au existat și există în există continuare vandal, acte, din exact, păcate, acte dar... de vandalism dar totuși consider că Uh, S-ar putea lua oarecare măsuri pentru a uh, preveni aceste acte de vandalism Nu știu, să se pună camere de supraveghere de către primărie în zona respectivă Sau uh, sunt da, atâția... să mai facă vizite poliția locală exact. pe acolo Sunt polițiști să... locali care ar putea să se deplaseze în zona respectivă Și să prevină asemenea acte de vandalism Ceea ce mă surprinde, în schimb, este că se accentuează foarte mult centrul municipiului Satu Mare. Într-adevăr, eu nu contest că în centru s-a pus pavaj sau s-au amenajat câteva și S-a pus pavaj care se ridică acum. Mă Așa păresc. este. Tocmai zilele trecute am constatat că pe această porțiune de drum care urmează, sau nu știu dacă a fost deschisă deja în centru, S-a ridicat deja acea porțiune de pavaj care a fost amenajată pentru că nu era, din câte am înțeles, că conform proiectului. Pentru că păi nu pentru este că un pavaj nu e... pentru trafic intens. Da, probabil. era că e pietonală, după aia și-au dat seama ce au făcut și exact. cum au gătit toată circulația, s-a dat drumul la circulație. Bineînțeles că acel pavaj nu a fost prevăzut pentru exact. trafic intens sau trafic rutier. Și da. atunci, sigur, ridicăm că suntem ca în filmele cu proști, dar nu știu cine... Asta se întâmplă când te grăbești să faci o deschidere și așa nu știe oficială. Ce... Da, nu știe stânga ce face dreapta. Exact. Bun, acum este... întrebarea e pe banii cui? Pe banii noștri, pe banii cetățenilor, că... banii care îi plătim cu titlul de taxe și impozite, că mă gândesc că nu se duc din banii uh, conducerii primăriei. Asta e interesant de văzut pe banii cui, pentru că, sigur că da, am mai avut un caz, sigur, un pic mai lejer cu uh, digul, da, unde s-a da. pavat. După care s-a venit uh, pentru lucrarea la pasarelă, s-a ridicat, ridicat pavajul așa este. Da, și după aia s-a pus din nou. Da, adică Alți bani, e ca în filmele cu proști. Adică îl punem, îl ridicăm. Parcă nu se știa că se face acel pasaj. Păi dacă știi că se face pasajul și ai nevoie în jurul pasajului de... Păi nu pavezi tot atunci, nu? Că doar... Da. Îl, nu e un proiect venit din ceruri sau brusc. Se știa de Acum trebuie să o repet și să, să spun din nou ceea ce am menționat și în uh, acea filmare pe care am făcut-o la terenul de sport din micro-17. Asta se întâmplă când uh, conducerea primăriei se axează pe grupurile de interese UDMR. Adică am deschis centru, îl facem frumos cu aceeași firmă amică a acestui grup de interese, dar uh, cartierele și respectiv străzile de pe la marginea orașului nu ne mai interesează în ce stare sunt. Păi nu, facem certul să fie cât de cât frumos, dar atenție că nici asta nu e ok cu ridicatul pavajului și o să vedem cât va rezista. Sau da, de ce asta soluție și eu sunt curioasă și... Se va găsi. Ar... Bunicul meu avea o vorbă, sărăcie cu ciucuri. Da, adică, corect. tu ai alte nu știu câte probleme în cartiere și așa, dar pui ciucuri în față, faci un centru care să arate bine măcar câteva luni, nu până trece campania, până trec alegerile, după aia vedem noi cum. Eu o Eu zic fie. un an de zile, da, aproximativ a... un an de zile. După aia nici nu mai contează, de fapt. Nu mai contează, nu mai contează. Nu da. mai contează scopul. Asta îndeplinit. se reabilitează de cinci ori același liceu în satul mare de către aceeași firmă, prietene acestui grup de interese UDMR. Da, aici revenim un pic, sigur că da, și la uh, povestea pe care noi am mai dezbătut-o și am mai expus-o, uh, mă rog, nu, nici nu ne așteptam uh, să se ia un soi de măsuri, uh, cu acele chirii plătite școlilor, da? Pentru da, așa că... este. Avem un răspuns oficial în acest sens de la Curtea de Conturi a României, un răspuns care a fost adresat la întrebarea domnului deputat Adrian Cozma și în care, într-adevăr, s-a arătat în mod clar că se achită cu titlul de chirie lunar către Episcopia Romano-Catolică, către uh, Parohia Reformată și către Asociația Surorile Sfântul Vicențiu, sigur și câteva persoane fizice, se achită cu titlul de chirie lunar sume exorbitant de mari. Pentru uh, chirii ale unor școli care, de fapt, par parțin tot... Respective, udmr ului da. pentru că este vorba de liceul Cărcei Ferenț, școala Racoții. Sunt până la urmă școli care, pentru care se achită și mai sunt câteva școli care sunt enumerate în răspunsul curții de conturi și se achită cu titlu de chirie sume exorbitant de mari. Respectiv, până la 30.000 de lei lunar se achită cu titlul de chirie pentru aceste școli. Deci mi se pare o risipă efectivă a banului public în condițiile în care de atâția ani de când se achită aceste chirii și dacă facem un calcul al chiriilor respective, un calcul anual, s-ar fi putut achiziționa deja de mult niște clădiri pentru școlile respective și să nu fie nevoite școlile să fie, să fie chiriașe. Da, și pe de altă parte, școli cum e Lucian Blaga, care avea posibilitatea să absorbă niște bani, da, s-a lălăit și eu zic că a fost ori incompetență crasă, ori rea intenție. Nu s-a eliberat acel certificat de urbanism care trebuia. S-au pierdut niște bani pentru că acolo la Lucian Blaga chiar se impune de a se construi sau a se mări sau a se face un nou corp de clădire, erau absolut toate, inclusiv banii, dar. Acolo nu a da. fost interes. Adică, nu a deci fost interes. Asta. mai bine stau copiii aia în bloc, da? Exact. Că... În condiții care nu Sase sunt de mai cu o singură toaletă la parter și. Așa este. Nu îi pasă nimănui. Deci, ne asta cu Europa dubla dublă măsură e atât, e crasă, nu că e evidentă, deja e crasă această dublă măsură și nu e ok. Până la urmă nu nu okay. este ok pentru că uh, totul se rezumă la uh, interesele unora și altora. Interesele acestui grup. Da, e uh, interesul și propriu Și este un păcat și este o, repet, o risipă a banului public. Pentru că până la urmă toate aceste chirii, pentru că ordonatorul principal de credite în cazul școlilor, unităților de învățământ, este primăria. Deci toate aceste sume de bani se duc din taxele și impozitele pe care le plătim noi către primărie. Iar pe de altă parte, fonduri europene, astfel cum ai spus, că s-a pierdut în cazul școlii Lucian Blaga, s-au pierdut pe parcursul anilor, în cei opt ani s-au pierdut destul de multe fonduri europene. Da, s-au pierdut, iar apropo de fonduri europene, județul Satu Mare este codaș. Așa este. Asta trebuie să știm, e statistică, cifrele nu mint. Noi ca județ suntem codaș în regiune și printre ultimele județe din țară, ca absorpție de fonduri europene. Asta ca să Știți și dumneavoastră de ce stă în loc județul ăsta, de ce nu se mișcă de tot, de ce condițiile în spital sunt așa cum sunt, de ce drumurile, unele dintre ele, sunt cum sunt și de ce nu ne dezvoltăm în comparație cu județele vecine. Pentru că, sigur că da, acum trebuie să absorb fonduri europene ca să faci treabă. E, noi suntem codași la absorție de fonduri europene la nivel județean. Și pentru că tot ai amintit de fondurile europene care s-au pierdut, chiar mi-am amintit acum că s-au mai pierdut niște fonduri europene pentru construcția unui heliport și respectiv a unui corp de clădire la spital. La spital, da, Dar nu S-au pierdut, pierdut așa că s-au pierdut, fond, pierdut fondurile europene. S-au pierdut pentru că există și în privința aceasta un document oficial prin care s-a comunicat faptul că președintele Consiliului Județean a renunțat, de fapt, la aceste fonduri europene, în condițiile în care toate județele vecine au accesat aceste fonduri, numai noi nu. Nu, noi nu. De aceea, sigur. Din păcate, sătmarenii apelează la alte spitale, da? Deși, sigur, și noi avem medici buni, ăia care Apenu. mai avem, pentru că nu putem să-i... Într-adevăr, să-i aducem, ne le nimic. Avem. Aici. Nu avem manager destul de bun. Uh, pentru că sunt numiți de către. Numiți, UDMR. Aici sigur, n-ar trebui politicul în sănătate să aibă absolut niciun amestec. Uh, ia, Lucia Lohan, în Lenamur. Uh, mai mulți uh, oameni care, da, ne urmăresc și uh, te felicită. Suntem într-un uh, an, ce an? Deja intrăm imediat în lună de campanie electorală. Așa este. Uh, se apropie alegerile, uh, care e. Percepția ta, cum, cum vezi în primul rând campania electorală. Aici eu zic că s-au cam cristalizat, deci e, de exemplu, la președinția Consiliului Județean. Este clar, Potochigo vor de, pe de-o parte, Arian Cosma pe de altă Așa parte este. și se. Dar au început să se cristalizeze deja unele partide care vor să intre în, și să fac parte deja într-o alianță pentru satul mare și, sigur, alianța. UDMR PSD, care e și a declarată și o are pe Cum de vedere, vezi? Noi avem un candidat bun, în primul rând, la președinția Consiliului Județean Satu Mare, în persoana lui Adrian Cozma. Este un candidat bun, este tânăr. Din punctul meu de vedere, cred că el este cel mai în măsură să obțină președinția Consiliului Județean Satu Mare. Pe de altă parte, în ceea ce îi privește pe Pato Govor, această cum să zic asta? Această... O alianță, o înțelegere. A, înțelegere. De fapt. Până la urmă, eu cred că cei doi s-au înțeles de mult. Care cum să candideze și ce blaturi să facă în privința, în privința da, alegerilor. Da, e de clar, adică. Eu zic că, totuși, lupta se duce între Adrian Cozma și Potoki. Nu da. cred că nu cred că deja cetățenii județului Satu Mare l-ar mai vota pe Mircea Govor. Aceasta este părerea mea. Da, bine, oricum voturile sigur tot încolo se duc. Adică până la urmă e evident că Potok este cel care e în pole position dacă se votează cu Potocchi ok, sau cu Mircea Govori cam, cam același, același lucru deci, e, Așa e, este e, Da. Sigur, va fi o campanie interesantă Văd că se creează Deja un soi de emulație Emoție în jurul Alianței pentru Satul Mare A cărui reprezentant da, la, Este Adrian Cosma Până la urmă Politica e pe voturi Și această alianță A fost propusă Din câte știu eu Tot pe Practic, pe un sondaj de opinie, nu neapărat trebuia sigur Adrian Cosma da. să fie reprezentantul ei, dar, oricum, celelalte partide s-au dat seama că, nu urma unui sondaj de opinie, cel mai bine plasat sau clasat ar fi fost el și atunci, da, sigur că da, este. el reprezintă. Elena, mulțumim. Este nevoie mulțumesc. de spirit civic, este nevoie de asemenea observații, de asemenea interpelări, de asemenea lucruri care trebuie semnalate, cum l-ai făcut și zilele trecute cu terenurile de sport, pentru că până la urmă sunt niște bani publici, sunt anumite zone care sunt destinate, cum e și acel teren de sport copiilor noștri și atunci, sigur, ele trebuie fructificate așa cum trebuie, mai ales, repet, când e vorba de așa bani este. publici. este. Repet, Victor, nu putem să ne focusăm doar pe centrul municipiului Satu Mare. Trebuie să ne raportăm și la cartiere pentru că și acelea fac parte tot din da, municipiul Satu Mare. La urma, populația copiii stau Și mai în sunt și străzi cartiere. pe care le am identificat acum recent și dacă vom vom face o filmare în zonele respective, pe străzile respective, vom vedea că nu sunt întreținute, sunt gropi de poate ne pierdem roata de la mașină. Dar, ca să nu mai vorbim de minunatele sigur. noastre Important. cartiere, gen Săt Da? Așa este. Important este că punem pavaj în centru de două, trei Bun, ori. Bun, îl punem, îl ridicăm. Da, așa. Da, vedem pe banii noștri. noștri, sigur că da. Mulțumim, Elena. Mulțumim, dragi prieteni. Rămâneți alături de noi.